Să căutați să trăiți liniștiți. Ca să putem înțelege ce este liniștea, trebuie să ne apropiem de subiectul acesta din mai multe perspective, pentru că liniștea poate fi definită pentru început o necesitate a ființei umane. Este, dacă vreți, în societatea noastră opusul stresului. Cine nu iubește liniștea? Cine nu vrea liniște? Este o dorință a sufletului care stă sub povara păcatului, zace în cel rău și își dorește liniștea. Cine oare într-o relație mai zbuciumată de familie nu și-ar dori să aibă parte de liniște? Atunci când sunt oameni surmenați, obosiți, stresați, li se recomandă imediat, tu ai nevoie de un timp de liniște. Liniște își doresc oamenii pentru sufletele lor, liniște ne dorim în casele noastre, liniște ne dorim în relațiile noastre. Natura, când este liniștită, este mai armonioasă. Sunt înregistrări a fenomenelor naturale, a unui vânt care adie ușor, a unei ape care curge șopotind, a unor păsări care cântă armonios într-un cor nedirijat de nimeni, dar frumos, care aduc și descriu o stare de liniște. Sunt culori în lumea aceasta care aduc liniște. Însă, aș vrea să vă spun că noi ca ființe umane am fost creați și am experimentat ce înseamnă starea de liniște și în ce înseamnă naturală și în ce înseamnă sufletească. Grădina Edenului o putem descrie ca un loc al liniștei desăvârșite. Ce ne-am dorit oare în ziua sau după ziua zgomotoasă de serviciu, după o zi de studiu intens, după un examen, cât puțină liniște? Ce spune părintele când țipă toți copiii în casă, când toți sunt în jurul lui? Dați-mi un moment de liniște. Pentru că este așa de necesară, tendința umană este să o creeze artificial. Să nu mai vorbim că e nevoie de liniște între națiuni, e nevoie de liniște în lumea economică, politică, în societate. Cine nu vrea liniște? De aceea oamenii au tendința să caute liniștea. Iar omul lui Dumnezeu în cartea Tesaloniceni, am înclinația să cred că în Tesaloniceni era mare, mare tulburare sau mare nevoie de liniște și apostolul repetă cuvântul ăsta în mai multe perspective. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Iată o necesitate a unor oameni din lumea politică, din lumea socială, care au pus în funcție niște sisteme în care să aducă liniște. Și pe când se gândeau ei că vor realiza pace și liniște, s-a tulburat. Aș vrea să spun că liniștea are ca opus, ca antonim, ca un cuvânt revers lui, tulburarea, zbuciumul, agitația. Și aș vrea să vă spun că unul din numele pe care le poartă diavolul este tocmai acesta, tulburătorul. Liniștea ta spirituală, liniștea părtășiei tale, a casei tale, este o țintă a infernului. Liniștea poporului lui Dumnezeu este o țintă a infernului. Dacă e să mergem în paginile Vechiului Testament, în cartea Esterei, atunci când se petrece o discuție între Haman și Ahasveroș, discuția aceea are cuvintele acestea:
Haman îi rostește împăratului Ahasveros în toate ținuturile împărăției tale. Este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Ascultați aici, concluzia argumentului clădit în fața lui Ahasveros nu este în folosul împăratului să-l lase să fie liniștit. De ce? Omul care este tulburat este omul vulnerabil, este omul pripit și există în lumea aceasta mulți prieteni de-a lui Haman, Agagitul, pe care Saul nu i-a ucis când au trebuit uciși, care vin și îți tulbură liniștea ca să pierzi limpezime, să pierzi claritate, să pierzi obiectivitate. Nu vi s-a întâmplat momentele de reculegere după ce ați rostit o vorbă aspră, după ce ați făcut un gest necugetat, să vă dați seama că ați greșit și de ce l-ați înfăptuit? De ce am spus vorba care am spus-o și am făcut gestul sau fapta care am făcut-o? Pentru că s-a petrecut ceva la nivelul minții și a simțământului nostru. Ceea ce trebuia să fie liniște a fost tulburată. Și acolo a fost agitație, acolo au fost nervi, acolo a fost ce n-a trebuit să fie și a ieșit, ce n-a trebuit să iasă. De aceea spunea omul lui Dumnezeu să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Pentru că liniștea este un dar al lui Dumnezeu, dar liniștea aceasta, vom vedea în această seară, ea nu este ceva static, ea este vie, activă. Și aș dori să menționez în primul rând însușirea liniștei noastre. Însușirea liniștei noastre. Ne-am născut, prea iubiților, într-o atmosferă de liniște. Ca Dumnezeu să ne arate că ne iubește. În cartea Genesei găsim că Dumnezeu a creat întâi Edenul, a făcut grădina, locul acela cu ape, locul acela frumos. Grădina întotdeauna se leagă de recreație, de liniște. După ce Dumnezeu a creat mediul, a pus acolo pe omul pe care îl crease, i-a făcut tot ce-i trebuia și l-a așezat acolo. Aș vrea să spun că atunci când Dumnezeu s-a gândit la tine, la familia ta, la lucrarea ta, El s-a gândit la un loc al liniștii tale de care ai nevoie și ți-a creat mediul potrivit. Tu trebuie să-ți însușești liniștea aceasta, care este un dar al lui Dumnezeu. Liniștea desăvârșită nu este rezultatul unui program de consiliere bine pus la punct, nu este rezultatul unui program de administrare socială ca să ne aducă liniștea noastră și siguranța socială. Preiubiților, în lumea aceasta, liniștea vine de la Dumnezeu, pentru că El este liniștea întruchipată. Și în această seară aș dori să îți recomand să-ți însușești liniștea pe care o dă Dumnezeu, pe care o dă Dumnezeu, și aceasta este dată prin cuvânt, prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să îți însușești liniștea și vorbea aici cum v-am sfătuit, apoi câteva versete în versetul 15, iată în adevăr ce v-am spus prin cuvântul Domnului. Prea iubiților, în această seară aș vrea să vă spun că un mesaj motivator, un mesaj frumos pe care fratele Manole l-a ținut a fost un mesaj binevenit de la Domnul, Domnul să binecuvinteze asemenea mesaje. Un mesaj pe care dumneavoastră l-ați primit și vi s-a lipit inima, sunt frumoase, o rugăciune binecuvântată, ajută liniștii tale. Însă aș vrea să spun, nu ignora Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că însușirea liniștii tale lăuntrice, a casei tale, indiferent cât de tulburată, cât de amenințată este, este prin cuvântul lui Dumnezeu, citindu-i paginile, lăsându-l să-ți vorbească, lăsându-l să te cerceteze. Cuvântul acesta nu este un roman al antichității, cuvântul acesta nu este o literatură care a străbătut veacurile, cuvântul acesta este cuvântul viu al lui Dumnezeu.
Și când El este viu, cuvântul acesta îți vorbește, cuvântul acesta te cercetează, cuvântul acesta în inima ta zdruncinată poate să-ți aducă liniște. Poate ai probleme cu actele, poate ai probleme cu banii, poate ai probleme cu orice ai probleme, însușește-ți liniștea de la Dumnezeu, petrece timp în Scriptură și urmează-i paginile. Mi-aduc aminte de experiența unui coleg care a luat o Biblie de la bunicul lui și spunea că partea de jos acelor pagini murdare de mâinile muncite care o le răsfoia erau foarte încrețite. Și l-a întrebat, bunicule, spune-mi te rog, cum Biblia asta e așa încrețită în partea de jos, paginile astea? Bătrânul a stat puțin și nu i-a spus nimic. I-a spus, e veche cartea. Și a insistat tânărul încă o dată, te rog, spune-mi, de ce totuși numai partea de jos e încrețită? Și bătrânul a spus, atunci când eram necăjit și tulburat, citeam cuvântul acesta și îmi picurau lacrimile pe paginile lui și în timp ce mă rugam, mai le ștergeam dintre ele, dar se întindea apa aceea sărată din lacrimi și le-a dus în forma aceea. Aș vrea să spun, pe cât de răsfoită este Biblia ta, pe atât de întreagă ți-e viața și pe atât de completă ți-este liniștea. Însușirea liniștii este prin cuvânt, însă însușirea liniștii este prin credință, prin credință. Este un episod deosebit de interesant în viața lui Israel. Un episod care aducea o mare amenințare și o mare tulburare. Ce face omul când n-are umbrelă, când e pe stradă la mare distanță de un loc de adăpost și tună afară și îl amenință ploaia? Se grăbește, vrea să facă ceva. Ei, aș vrea să vă spun că poporul lui Dumnezeu era într-un moment în care armatele lui Faraon erau aproape, în care viața era aproape să se termine, în care viața lor era mai preferabilă să fie o viață de slugi decât o viață de oameni liberi care își vedeau sfârșitul libertății în scurtă vreme. Și atunci omului Dumnezeu le vorbește în felul următor, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați cum? Liniștiți. Prea iubiților, este un cuvânt greu la care se răspunde greu, rațional și emoțional. Cum să te uiți și să vezi că vine pericolul peste tine și tu să stai liniștit? Cum se poate așa ceva? Prin credință. Pentru că apostolul Pavel își vedea sfârșitul vieții. Însă scria lui Timotei și îi spunea un lucru. Eu știu în cine m-am încrezut. În lanțuri, în închisoarea din Roma. Condamnat ca unul dintre cei mai mari răi făcători ai Imperiului. Dus acolo cu scopul de a fi judecat de Cezar. Omul acesta spune, eu stau liniștit. Pentru că eu știu în cine m-am încrezut. Aș vrea să spun că frica este dușmanul credinței, frământările sunt dușmanul credinței. Aici trebuie menționat faptul că liniștea nu este echivalentul leneviei, indiferenței. Eu nu mă mai bat, să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu, când Dumnezeu îți spune să fii liniștit în mijlocul furtunii, fii liniștit pentru că Dumnezeu știe să lucreze pentru tine. M-am dus la spital, la camera de urgență. Și ce face fiecare om care ajunge acolo? Cred că toți facem la fel. Aproape că noi suntem doctorii și aia sunt ucenicii care învață. Păi, Dumnezeu, mă doare aici, mă doare aici, puneți-mi, cred că am aia, cred că am aia. Și țin minte că se uita medicul la mine, se uita și am citit pe fața lui așa un mesaj de săracul de el, nu știe ce vrea. Mi-a spus, domnilor, după ce i-am spus eu tot ce am și mi se părea că sunt bun, mi-a spus, puteți să stați puțin liniștit așa orizontal? Mi-am dat seama, măi, bine zice. Aș vrea să te întreb un lucru. Atunci când numeri banii din bancă, atunci când socoteala din mintea ta se tulbură, atunci când vezi că vine furtuna, ai putere să asculți cuvântul acesta, să stai liniștit?
Aș vrea să spun că este soluția lui Dumnezeu pentru multe cauze. Însușește-ți liniștea care vine de la Dumnezeu. În al doilea rând, aș vrea să observați că această liniște este ceva activ, ceva viu, ceva mișcător. De aceea aș vrea să menționez despre întreținerea liniștii în viața noastră. Întreținerea liniștii în viața noastră. Dumnezeu o dă cu mână largă, prin cuvânt și prin credință, însă ea trebuie întreținută, prea iubiților, și spune cuvântul lui Dumnezeu că noi trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu în pocăință. Cu cât ești mai pocăit, cu atât ești mai liniștit. Cu cât ești mai nepocăit, cu atât ești mai tulburat și mai agitat și mai nemulțumit. În lumea aceasta, tot ce Dumnezeu dă, îi sunt daruri care trebuiesc întreținute, care trebuiesc bine puse la punct. Te-ai uitat vreodată la o mașină care stă într-un lot neatinsă? Probabil primăvara aceasta, dacă ați avut un obiect pe lângă casă, un grill, ceva, și nu i-ați făcut nimic, l-ați găsit verde, plin de polen, așa e? Ce trebuia ca să fie curat? Trebuia întreținut. Jertfa lui Iisus Hristos, dragostea Lui, sunt darurile lui Dumnezeu. Dar nu este o experiență odată pentru totdeauna. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o experiență care se întâmplă odată pentru totdeauna în viață. Ea necesită întreținere. Ai avut vreodată vreun moment de liniște când ai citit Scriptura, când te-ai încrezut în Domnul? Aș vrea să spun, întreține lucrul acesta prin pocăință. Psalmul 4:8, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Ce înseamnă lucrul acesta? Omul vorbește cu Dumnezeu în pocăința lui, stă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mă apropii de Tine, am simțit ce înseamnă liniștea și în bucuria și intimitatea casei mele. Eu mă culc și adorm în pace. Eu sunt un om care mă încred în Tine, care am încrederea aceasta ce reflectă starea mea de apropiere de Tine. Tu îmi dai liniște și spune omului Dumnezeu, deplină în locuința mea. Există o liniște care vine cu măsura, există o liniște care trebuie să se extindă până la dimensiunea deplinului. Și mă rog în această seară, indiferent ce simți, ce frămânți, unde-ți zboară gândurile, Dumnezeu să-ți dea liniște deplină. Să ai bucuria aceasta lăuntrică că închei un capitol al vieții. Închei o zi, închei o săptămână cu liniștea că Dumnezeu te-a primit înaintea Lui și de asemenea întreținerea se face în părtășie. Se face prin pocăință, dar se face în părtășie. Există factori care vin de sus, însă există factori exteriori ai liniștii tale lăuntrice. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ca păstor, ca slujitori, ca dirijori, oare cine am dorit mai mult decât să știm că împărtășia acestei biserici în care ne-a pus Dumnezeu împreună. Există liniște pentru inimile noastre și există o liniște pe care o manifestăm înaintea Lui. Domnul să ne binecuvinteze în locul acesta. Este de datoria noastră tuturor. M-am uitat și revin la un exemplu dintr-un centru de acesta de mental health. Am văzut o adolescentă înconjurată de doi oameni de bine, părinții. O tânără cu niște priviri tulburi, o tânără cu niște zgârieturi, probabil nu erau doar zgârieturi, o tânără care a venit să-și viziteze părinții cu niște mănuși pe mâină, că probabil avea apucături să tragă de mâine. M-am uitat la oamenii aceia care le prindeam din când în când expresiile și spuneau, ce să-ți dea mama, ce să-ți dea tata,
ce să facem pentru tine să fie bine? Acesta trebuie să fie un simțământ în fiecare dintre noi. Uită-te la fratele tău, uită-te la sora ta și împărtășie aceasta. Pune tot ce trebuie să pui ca să-i aduci liniște, pentru că merită liniște. Are cine să-l tulbure. Tu ești lucrător împreună cu Dumnezeu și în sufletul lui tu ești determinat să așezi liniște. Și spune Scriptura, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Prea iubiților, adevărul nu trebuie doar proclamat, adevărul trebuie dovedit. Și îl vom dovedi în părtășia noastră știind de fratele care are nevoie de liniște. Și știind că liniștea lui, într-o anumită măsură, stă în părtășia pe care i-o oferi. Hristos este Cel care o oferă, iar întrebuințarea liniștii din lăuntrul tău, din părtășia bisericii, va fi un instrument, o unealtă folositoare. Atunci când vei vorbi cu necredinciosul, să știe că ești credincios, să știe și să primească de la tine lucrurile importante. Și de asemenea, noi manifestăm, întrebuințăm această liniște în responsabilitățile noastre. În responsabilitățile noastre. Partea asta e puțin mai condimentată. E puțin mai condimentată. Dar aș dori să o înțelegem bine. Să vă vedeți de treburi. În fapte 1:7, el le-a răspuns, Domnul Iisus Hristos, ucenicilor, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Păi, iubiților, sunt treburi, sunt responsabilități care țin de unii și sunt responsabilități care țin de alții. Și atunci când știi să îți întrebuințezi bine responsabilitățile, tu poți aduci liniște. Și ce spune Apostolul Pavel? Că trupul nostru este compus din mai multe mădulare și când suferă un mădular, câte suferă? Toate. Toate. Atunci când un mădular suferă, un mădularul respectiv nu-și mai face responsabilitățile față de celelalte mădulare ale corpului. O unghie cât de mică, te-ai lovit la ea și parcă simți durerea în tot corpul. V-ați prins vreodată degetul la ușă? Eu l-am prins de câteva ori. Și vreau să vă spun că ai impresia că fulgeră. Se spune că un anumit cetățean s-a dus la un motel și zice că a ajuns la un hotel de 5 stele verzi, când a văzut că ușa e de sticlă. A dat cu capul în ea. Ei, aș vrea să vă spun că sunt lucruri foarte, foarte mici, care transferă o senzație în tot corpul. Te-ai gândit vreodată, atunci când lipsești de la repetiție, că formația suferă toată? Te-ai gândit vreodată că atunci când lipsești de la părtășie, din comoditatea ta, părtășia sufere? Dacă nu erai în seara aceasta tu, aici, părtășia aceasta era mai săracă cu un suflet? Și prezența ta a făcut-o mai bogată cu unul? Este responsabilitatea ta? Un om care are responsabilități este un om liniștit și confident, indiferent de ce se întâmplă în jurul lui, și transmite confidență. Am să revin la un episod din Vechiul Testament, când omul lui Dumnezeu Elisei primește o solie la ușa lui, o solie siriană, cu un demnitar sirian. Iar omul acesta vine foarte, foarte agitat să-și primească vindecarea, iar Elisei nici măcar n-apare să-l vadă. Nu că îl sfidase, nu că îl ignorase, nu că nu-l interesa cine este Naaman și nu că n-avea manieră Elisei. Nu acestea erau lucrurile care trebuiesc observate. Ceea ce trebuie observat este că omul acesta avea confidență în ceea ce slujea. Era responsabil. Omul acesta le-a spus, spuneți-i să se ducă să se scalde în Iordan de 7 ori.
Problema a fost a lui Naaman, dar confidența lui Elisei și responsabilitatea lui de proroc l-a făcut pe Naaman să ajungă să se scalde în Iordan de 7 ori. Pentru că îndeplinindu-ți responsabilitățile, transmiți mai departe o stare de liniște. Un om calm transmite calmitate. Un om agitat și dacă zâmbește de plastic, transmite. Noi nu comunicăm doar la nivel de vorbe, comunicăm la nivel de simțăminte, comunicăm în duhul nostru unii cu alții. Responsabilitățile sunt un instrument care trebuie bine întrebuințate. Te-a pus Dumnezeu proroc, fii proroc. Te-a pus Dumnezeu păstor, fii păstor. Te-a pus Dumnezeu ce te-a pus, fii ce te-a pus Dumnezeu. Și fă lucrul acesta, indiferent de ce se întâmplă. Într-o bună zi, slujirea ta va fi o slujire binecuvântată de Dumnezeu. Vei vedea rezultatul, vei vedea izbăvirea. Pentru că deasupra acestor lucruri este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Nu-ți fie frică de Naamani, nu-ți fie frică de Hamani, nu te lăsa pradă, ci așează-te în brațul lui Dumnezeu ca să-ți dea liniște, ca să-ți dea binecuvântare. Tot din Tesaloniceni un pasaj, îndemn pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Și că ați avut toată ocazia să trebuiască să mâncați, pentru că era nevoie să mâncați, însă n-ați avut liniște. Când nu e liniște, nu mai are gust mâncarea, nu mai are, când furtuna de nervi stăpânește, furculița aceea o prins ca cu escavatorul. Supa aceea parcă e apă, carnea aceea tragi din ea parcă ești fiară. Erau oameni care erau agitați până la nivelul acela. Nu? Oameni de aia care aruncă mâncarea, nu le place. Eram odată la un McDonald's și ceva mașini în față, cineva a luat comanda și s-a uitat în ea și a dat-o înapoi. Și tot stăteam în linie și ne gândeam, ce fac aia acolo că ne țin pe toți aici? Și la un moment dat, cine o fi fost agitatul ăla, nu știu, dar l-am văzut cum a aruncat mâncarea înapoi. Numai ce a plecat din parking lot și l-au găsit alții. Sunt oameni care nici lucrurile elementare, esențiale vieții, nu le pot îndeplini datorită stărilor. De aceea Scriptura spunea, îndemn pe oamenii aceia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și poarte de grijă, pentru că dacă n-ai liniște, te îmbolnăvești. Lipsa de liniște poate să însemne și eternul giant killer, numit stres. Aș dori în această seară ca Dumnezeu să coboare cu liniște peste sufletele noastre, prea iubiților. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și în această rugăciune aș dori să ne aducem aminte că Scriptura ne spune să căutați să trăiți liniștiți. Când Scriptura spune să căutați, Scriptura ne spune că cel ce caută, ce se întâmplă cu el, găsește. Aș vrea să-ți spun în această seară, caută liniștea și o vei găsi. Însușește-ți liniștea, întreține liniștea și întrebuințează liniștea. Liniștea este un instrument pentru cei din jurul tău. Atunci când o ai de plin în lăuntrul tău, eu nu știu dacă aș avea un instrument de a-ți măstura liniștea, poate ai putea să te pui în fața lui, dar în această seară, cred că Dumnezeu este cel care poate să coboare în viața ta și să-ți spună încă o dată, caută, pentru că dacă vei căuta, vei găsi. Caută-o pentru casa ta, caută-o pentru părtășia ta. Haideți să ne rugăm Domnului și Domnul să coboare cu Duhul Său cel Sfânt, care înseamnă multe lucruri, dar înseamnă și liniște pentru sufletele. Va veni acea măreață zi.